Salutare tuturor, sunt Rafael și bine m-am găsit la un nou videoclip, episod sau cum vreți voi să-l numiți. De data aceasta vreau să vă informez faptul că ne apropiem de 80.000 de abonați, probabil o să atingem numărul acesta în câteva zile. Vreau să celebrăm acest moment miraculos și mirobolant printr-un Q&A foarte simplu, deci nu o să facem nimic extraordinar, o să facem pur și simplu un Q&A, pentru că sunt sigur că au venit abonați noi, oameni noi pe canal, care probabil poate au o întrebare să mi-o adreseze, fie legată de viața mea personală, fie legată de habar n-am programe care le folosesc sau orice, absolut orice. Mulți nu vă duceți să vă uitați la episodul anterior de Q&A, pur și simplu lăsați niște întrebări la care eu nu răspund pentru că sunt prea multe. Deci ca idee eu primez mereu întrebări de genul acesta, dar nu răspund la ele pentru că sunt foarte multe. Mai bine răspund la ele într-un Q&A ca acesta. Singura parte care nu prea îmi convine, de fapt înainte să zic asta vreau să vă spun că nu o să mai facem gen gameplay pe fundal, o să fie direct fața mea, adică un vlog, dacă asta l-aș putea numi vlog, direct o să fie fața mea pe ecran și niște întrebări pe aici pe lângă capul meu. Acum partea mai nasoală e cu întrebările, pentru că data trecută m-am chinuit destul de mult să pun toate întrebările, nu mai țin minte cât au fost, cred că 100 sau 200 și a fost silă mare, nu că muncesc eu, adică, nu că muncesc, cred că am zis muncesc, nu că trag eu niște poze într-un program de editat, ci că le dau fade in, fade out, stau să pun una după alta, să le aranjez frumos, gen să apară una, să dispară aia și să apară cealaltă, e mai complicat, dar e silă pentru că sunt multe întrebări, dar o să încerc să aleg cele mai bune întrebări. Acum, ce vreau eu să vă rog e să lăsați niște întrebări în secțiunea de comentarii. Nu o să răspund la absolut toate întrebările pentru că sunt sigur că o să fie o groază de întrebări și de asemenea ca la orice Q&A o să fie întrebări care se tot repetă, dar fiți sigur că o să vă citesc toate comentariile, absolut toate comentariile. O să salvez pozele care îmi plac mie, după care, mă rog, după ce filmez, le pun acolo cu editat, cu chestii, să puteți să vedeți și voi, pentru că mi se pare cam ciudat să citesc doar eu așa întrebarea, parcă e mai drăguț când apare și o întrebare lângă capul meu și ziceți, uite, am apărut la Rafael în video, ăla-i numele meu! Pentru că știu că lumea e nebunită când, wow, a apărut la Rafael în video, viața mea e completă acum! Bun, deci, videoclipul ăsta este pur și simplu un video informativ, să vă spun că vreau să fac un Q&A, nu știu când va fi acel Q&A, dar voi lăsați acolo întrebări o groază. Acum, cum să facem noi? V-aș ruga, eu vă rog, dar tot nu o să se întâmple, să lăsați o întrebare pe comentariu. Adică, lași un comentariu o întrebare. Poți să lași câte comentarii vrei tu, dar o întrebare pe comentariu, atât. Deci dacă ați putea să faceți asta, ar fi perfect. Acum știu că o să lase lumea mai multe întrebări într-un singur comentariu, dar probabil nu o să-l bag în seamă, o să bag doar în seamă întrebările care au o singură întrebare într-un comentariu. Ai două întrebări, pui două comentarii. Am aplicat același lucru și la episodul anterior de Q&A și o să-l aplic din nou și acum, pur și simplu nici atunci, de fapt și atunci n-am selectat întrebările care erau mai multe într-un singur comentariu. Ce să zic? Cred că cam atât am avut de spus cu acest Q&A. Din nou, nu m-am gândit la nimic foarte special pentru 80.000 de abonați. Una la mână ar fi să prezint camera mea, dar nu e nimic de prezentat în camera mea, adică și un televizor, niște pereți, o canapea, o poză cu o femeie cu babzuri mari și biroul meu cu calculatorul. Oricum, poate să prezentăm și camera pe la 100.000 de abonați. Problema e că am nevoie să fac rost de o cameră cu care să filmez și nu pot să filmez cu telefonul pentru că îmi filmează vocea foarte încet. Și vreau să și vorbesc în timp ce prezint camera, nu să pun filmarea și să vorbesc peste pentru că mi se pare cam ciudat. Știi? Dar poate reușesc să fac rost de o cameră până la 100.000 de abonați. Oricum, nu e nimic de văzut în camera asta, dar sunt sigur că sunteți foarte curioși și vreți să vedeți. O altă opțiune ce ar mai fi, un live stream, nu-mi place să fac live stream, nu-mi plac live-urile. Video lung, survival games, prea mare sila, deci mă doare capul și când mă gândesc la episodul 200, că trebuie să facem ceva mare de o oră sau două, pentru că e mai greu de filmat acum pe Survival Games cu videourile astea mai multe, e mai greu de câștigat, dar nu asta contează, am sărit deja de la subiect, nu uitați, lăsați întrebări în secțiunea de comentarii, o întrebare pe comentariu, atât. Bun, sper că n-am înțeles și ne vedem data viitoare, adică la Q&A.